În cadrul Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European s-au dezbătut mai multe strategii avute în vedere pentru fermierii bătrânului continent. Printre ele, amintim, de la fermă la consumator și biodiversitate 2030. S-a atras atenția că în strategia de la fermă la consumator, accentul s-a pus pe o abordare diferențiată, nuanțată în funcție de situația din statele membre. Obiectivele propuse se referă la reducerea pesticidelor, a îngrășămintelor, a antibioticelor, obiectivele privind o agricultură ecologică și păstrarea terenurilor agricole neotrăvite cu chimicale. Pe de altă parte, Daniel Buda, europarlamentar român, a spus că este foarte complicat să discuți despre practici ecologice într-o fermă care este falimentară. De aceea, trebuie să se pună accent în primul rând pe durabilitatea fermierilor. Prin această strategie, Comisia Europeană a venit cu o serie de condiționalități și de constrângeri pentru fermieri. Are în vedere Comisia Europeană să vină și cu resurse financiare suplimentare care să fie puse la dispoziția fermierilor? A întrebat acesta. Europarlamentarii din majoritatea statelor membre susțin faptul că fermierii au fost uitați atunci când s-au stabilit obiectivele strategiilor dedicate unei agriculturi bio, în ciuda faptului că aceștia reprezintă elementul central pentru asigurarea unui sistem alimentar durabil.